Bună ziua, dragilor! Sunt doctor Petrache și astăzi răspund la o întrebare ce mi-a fost pusă de mai multe ori prin intermediul canalului de YouTube. Și anume, este postul intermitent recomandat în diabet? Aștept solicitările pentru consultație în clinica virtuală și plan nutrițional personalizat pe adresa de mail afișată pe ecran. Dacă doriți doar interpretarea analizelor, trimiteți mail pe aceeași adresă afișată pe ecran. Pentru întrebări ce necesită răspuns rapid, aveți la dispoziție serviciul Întreabă Doctorul. Postul intermitent reprezintă un subiect extrem de discutat în mass media în ultima perioadă. De persoane mai mult sau mai puțin avizate. Se recomandă posturi extreme ce pot duce la dezechilibre importante și pe care nu vă sfătuiesc să le urmați. Atât pentru cei care urmăresc canalul meu de YouTube, cât și pentru pacienții mei. Recomand postul intermitent 10-18, unde puteți servi micul dejun la ora 10, urmat de o gustare preferabil de fruct la ora 12, prânz la ora 14 și cina la ora 18. Chiar dacă pentru mulți este greu să mențină acest tip de post intermitent, vă garantez că beneficiile pentru organism sunt enorme și vă invit să încercați și varianta de post intermitent, pe care eu personal o văd cea mai benefică pentru întregul organism. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, să dați like videoclipului și să apăsați pe clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. Sunt doctor Petrache și până data viitoare aveți grijă de sufletul și de corpul vostru.